Bun găsit, sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Flavio Stoican a rezistat doar 9 meciuri oficiale pe banca lui Dinamo. Antrenorul de 45 de ani a demisionat la presiunea suporterilor din DDB, deși jucătorii s-au opus plecării sale. Stoican este al patrulea antrenor plecat de la Dinamo în acest sezon, după Dario Bonetti, Sorin Colceac și Mircea Rednic. Câinii au avut doar o victorie și au strâns numai 5 puncte cu Stoican principal. M-am oprit de la această echipă pentru binele jucătorilor, pentru viitorul lor. Ei pe viitor o să înțeleagă de ce. Pentru mine este ceva deosebit când un antrenor a văzut ceea ce s-a întâmplat ieri în sala de conferință, când i-am anunțat în prealabil că se încetează relațiile cu mine, când i-a anunțat domnul președinte. N-am lacrimi în ochi, dar sigur nu e un moment pe care să faci nuntă după el, dar învăț din toate. Dușan Urin a aterizat la București și a condus deja primul antrenament la Dinamo la 4 ore distanță de la despărțirea clubului de Flaviu Stoican. Antrenorul ceh este la al treilea mandat la gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare și va debuta pe banca lui Dinamo tocmai în marele derby cu Rapid, în prima etapă din play-out-ul Ligii 1. I like Dinamo, I come back to help, but we see what's happened because I don't know. Also, I saw Dinamo 2-3 times how they play. Nothing special, but we must improve everything. Do you have a special relationship with the fans because they want you here? Yes, I have. I come back for them because I had a very good relationship with everybody. It looks like a good movie here at Dinamo. Good movie? I don't know. Telenovela, yes, but will be much more difficult than last year because I think it's barrage. Spectatorii au liber pe stadioane odată cu începerea play-off-ului și play-out-ului Ligii 1. Încheierea stării de alertă înseamnă că arenele pot fi ocupate în proporție de 100% din acest sfârșit de săptămână. Este pentru prima oară când fanii nu vor avea parte de restricții după 2 ani. În ultima perioadă, stadioanele și sălile de sport au putut fi ocupate doar la o treime din capacitate din cauza pandemiei. FRF a recomandat însă testarea celor care prezintă simptome de COVID-19 și izolarea persoanelor pozitive. E dezastru ce se întâmplă acolo, este concluzia lui Ilie Poenaru după perioada petrecută la Gazmetan. Fostul antrenor al Medieșenilor nu e sigur că ardelenii pot încheia sezonul și le-a transmis foștilor săi jucători să-și ia gândul de la restanțele financiare. Poenaru e însă convins că Gazmetan s-ar fi clasat și deasupra locurilor de baraj dacă echipa nu s-ar fi destrămat. Noi ne-am înțeles, eu și stafful meu am reziliat amiabil, ne-am înțeles. Am pierdut foarte mulți bani, într-adevăr, acolo am pierdut foarte mulți bani, la Mediaș, dar asta este viața. Eram și sunt ferm convins că e foarte greu ca cineva să-și mai recupereze banii de acolo. Că este dezastru ce se întâmplă și este incredibil că un club totuși, un club care are o tradiție, un club care are o existență de 77 de ani, dacă nu mă înșel, a ajuns în asemenea situații, s-au speriat probabil de suma aceea tot vehiculată de 2-3 milioane de euro datorii, dar acele datorii nu trebuiau plătite într-o zi. Acele datorii trebuiau plătite, că e normal să le plătești, dar puteau fi eșalonate. Nu știe dacă vor mai continua meciurile din play-out. E o nesiguranță. Acum am înțeles că Eric a intervenit și el și se caută niște soluții, niște variante ca ei să termine acest campionat. Simona Halep și-a făcut încălzirea pentru Indian Wells cu un turneu demonstrativ Eisenhower Cup, dar românca a fost învinsă încă din primul meci, scor 7-10 cu Arina Sabalenka. Evenimentul caritabil s-a desfășurat miercuri dimineață în complexul de la Indian Wells după sistemul tie-break tennis. Meciurile s-au disputat în sistem eliminatoriu, începând cu sferturi de finală. Turneul a avut un scop caritabil, banii din bilete urmând a fi donați. Halep se pregătește acum pentru debutul în competiția WTA 1000 de la Indian Wells, unde va debuta direct în turul secund. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți cu bine!